Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass-media, vă mulțumesc că ați dat curs invitației pentru a participa în cadrul acestei conferințe de presă, care de fapt, așa cum v-am obișnuit, urma să avem audieri publice în ziua de miercuri, audieri publice ale comisiei denumită generic la un dromat, la orele 15. Precum vedeți, suntem în cadrul unei conferințe de presă și nu audierilor publice, din care motive explic imediat. Conform planului de activități a comisiei, astăzi urma să avem audierile despre care v-am menționat, cu invitatul domnul Alexandru Tănase, ex-consilier municipal, ex-deputat, ex-ministru al justiției, ex-judecător la Curtea Constituțională. Ieri seara am primit un răspuns tardiv de la dumnealui cu o argumentare tocmai pe 8 foi cu motivul refuzului de a participa în cadrul acestor audieri publice. Fie și așa, îi mulțumim domnului Tănase pentru faptul că și-a găsit timp să ne argumenteze refuzul și motivele pentru care nu poate participa în cadrul acestor audieri publice. Noi am înțeles că s-a manifestat un respect față de activitatea comisiei, dar și față de cetățeni, pentru că într-un final răspunsul dumnealui va fi atașat la raportul de final al comisiei denumită generic la un dromat. Deci, acesta este răspunsul despre care vă spuneam. În acest răspuns, apropo, vreau să vă spun că domnul Tănase ne relatează faptul că nu deține nicio informație cu privire la subiectul investigat de comisie. Alte informații decât cele relatate în presă, dumnealui nu ne poate comunica. Deși noi nu i-am adresat întrebările din timp, dumnealui probabil că a intuit despre faptul apariției unei întrebări cu privire la modificarea taxei de stat, din legea taxei de stat, care s-a produs în 2010. Vă reamintesc, dumnealui a venit în calitate de deputat ca autor, astfel statul, în același timp dumnealui spune că această modificare nu are nicio legătură cu operațiunea care s-a petrecut ulterior, operațiune denumită generic la un dromat, care s-a constatat și o tipologie, care s-a petrecut în anii 2010-2014. Vă reamintesc că în urma acestor modificări, dacă este să luăm suma totală din ordonanțele judecătorești, 22 de miliarde de dolari care au trecut prin intermediul instanțelor financiar-bancare ale Republicii Moldova, statul, conform calculelor care le-am efectuat, a pierdut la bugetul de stat, pe lângă faptul că și-a știrbit din imaginea internațională și-a vulnerabilizat instituțiile, cadrul normativ. Pe lângă acest fapt, a mai pierdut și la bugetul de stat circa 10 miliarde lei. Dacă este să ne referim la suma totală a ordonanțelor judecătorești și la taxa de stat care până în acel moment, până în 2010, până la inițiativa domnului Tănase în calitate de deputat, era 3%. Dumnealui a modificat prin inițiativa legislativă pentru persoanele fizice în instanța de judecată 25.000 de lei, s-a plafonat taxa pentru persoanele juridice 50.000 de lei. O argumentare de ce a fost necesară această modificare în taxa de stat, iată, o să o găsiți și la raportul atașat, dumnealui a avut cu totul alte opinie și consideră că nu a avut nicio legătură cu acea tipologie. Dar noi, de fapt, am avut o serie de alte întrebări, pe lângă, evident, și taxa de stat. Pe noi ne-a interesat și reforma codului de executare, care s-a modificat în anul 2010, pe timpul când domnul Tănase deja era ministru al justiției. Întrebările cu referire la acest cod de executare țineau de următoarele modificări. Competența teritorială a executorului judecătoresc, care s-a modificat odată cu reforma acestui cod de executare,
Iar în 2011, prin derogare, s-a extins pe teritoriul întregului stat, pe teritoriul întregii țări. Și noi am fi dorit să specificăm dacă acest aspect a permis executorilor judecătorești să execute în municipiul Chișinău o ordonanță judecătorească emisă la o judecătorie într-un raion sau altă circumscripție a camerei teritoriale în care executorul își are sediu. Am vrut să specificăm acest aspect, cum s-a referit această modificare, dar cum au beneficiat alți executori judecătorești și dacă are vreo legătură cu acei 5 executori judecătorești denumiți în tipologia la un dromat. De asemenea, vroiam să-l întrebăm pe domnul Tănase despre onorariul executorului judecătoresc. Țin să remarc că acea reformă a codului de executare a însemnat și faptul că executorii deja vor avea o profesie liberală, adică una privată, și ne interesa faptul ce prevedea aspectul onorariu, calculul onorariului judecătoresc. Și vreau să vă zic un aspect unic, mai puțin sau practic nimeni nu a atras atenție până acum la ceea ce vreau să vă relatez în continuare. În conformitate cu modificările operate în anii 2010, la articolul 38 al capitolului 4 al codului de executare, cheltuielile de executare, s-a stabilit modalitatea de calcul a onorariului executorului judecătoresc, odată ce această profesie a devenit una privată. Am vrut să-l întrebăm pe domnul Tănase dacă dumnealui are informații, cunoaște, întâmplător, sau cunoaște dacă acei 5 executori judecătorești și-au ridicat onorariul în urma tranzacțiilor efectuate. Vă reamintesc că este vorba de peste 22 miliarde de dolari, bani tranzitați prin intermediul instituțiilor financiar-bancare ale Republicii Moldova. Dacă este să ne referim la acest aspect, onorariul acestui executor judecătoresc, de fapt ei au fost 5 în această tipologie, noi o să ne referim la modificările care au fost enumerate în cadrul normativ al codului începând cu anul 2010 și ele au fost stabilite în proporție de 3%. Dacă este să facem un calcul, noi vedem că onorariul acestor 5 executori judecătorești trebuia să fie în valoare de circa 9 miliarde de lei. Iar impozitul pe care îl calculăm din acest onorariu ar fi constituit suma de aproximativ 1,7 miliarde lei. Adică în urma tranzacțiilor efectuate din acele ordonanțe judecătorești, executorii urma să-și calculeze onorariul. Dacă sunt 22 miliarde de dolari, respectiv acei 5 executori judecătorești urmau să-și calculeze un onorariu anul 2011 când s-a executat prima ordonanță până în anul 2014, respectiv ar fi trebuit să-și calculeze un onorariu 9 miliarde de lei per total. Iar impozit din această sumă urma să fie achitat în bugetul de stat, impozit pe venit 1,7 miliarde de lei. Deci, dacă pe lângă cele 10 miliarde ratate din modificarea sau din plafonarea taxei de stat, iată aici mai avem o sumă de circa 1,7 miliarde de lei, pe care noi vrem să o cunoaștem dacă a fost vărsați în buget. În cazul când, și clar, sunt neclarități, de asta am vrut ca domnul Tănase să ne specifice acest lucru, poate dumnealui cunoaște. În cazul când dumnealui nu cunoaște despre acest lucru, noi am pregătit un demers către Serviciul Fiscal de Stat, este un demers care conține date cu caracter personal, deja suntem, astăzi o să-l remitem, vrem să aflăm dacă în anii 2010-2014 au fost vărsați în bugetul de stat sub formă de impozite de la onorariul din sumele din tranzacțiile executate în instanțe,
de către următorii 5 executori judecătorești. Despre ei, numele acestora a vorbit intens presa, nu avem acum intenția să ne axăm pe nume, dar proces și cum statul, pe lângă faptul că a fost inclus în rapoartele Manival, iată, avem și astfel de întrebări cu privire la onorariul acestor executori. De ce ne-am pus această întrebare? Pentru că fiecare reprezentant acestei profesii, acum se va întreba ce ar însemna când acești 5 judecători indică, iată, acest onorariu. Și în același timp vreau să-l întrebăm pe domnul Tănase dacă era obligatoriu, conform legii, ei, într-adevăr, să și-l calculeze. Deci sunt aspecte la care noi am fi dorit ca dumnealui să ne răspundă din punct de vedere practic, noi să înțelegem, pentru că dumnealui a fost în fruntea Ministerului Justiției la cele timpuri. Ce s-a întâmplat ulterior cu acest articol din codul de executare? El a fost plafonat în anul 2014 până la 300.000 de lei la inițiativa a unui deputat care ulterior a trecut dintr-un partid în altul în anul 2013. De fapt, în anul 2014 a fost modificat acest articol și s-a plafonat onorariul pentru executarea ordonanțelor. Nou ne-a fost, avem o mulțime de întrebări, poate dumnealui ar fi putut să ne explice de ce în 2014 s-a decis plafonarea onorariului. Circulă, sunt anumite ipoteze, nu am dorit noi ca comisie care elucidează anumite circunstanțe să ne referim la unele ipoteze, zvonuri. Sunt foarte multe semne de întrebare, de exemplu, de ce în anul 2014 guvernul Leanc a trebuit atunci să-și asume răspunderea pentru o serie de legi despre care noi am vorbit și cu alți participați în cadrul audierilor publice. Probabil că țineți minte întrebările care noi le-am pus cu privire la acea sumare de răspundere. De fapt, acea sumare de răspundere, întrebarea cu privire la acea sumare de răspundere, am pus-o și domnului Stoianoglu, ce a răspuns dumnealui în spațiul public, aveți posibilitate să vedeți. În același context vreau să vă spun că pentru a obține anumite răspunsuri cu instituțiile, anumite instituții ale statului este nevoie să trecem printr-un șir, printr-un adevărat ping-pong pentru a obține o informație și nu este bine acest fapt, pentru că noi oricum o să reformulăm întrebarea până nu obținem demersul. Așa a fost și cu un document cu titlu secret, care a stat la baza acelei asumări de răspundere despre care vă spuneam a guvernului Leancă, în care în nota argumentativă o să vedeți că ea, în urma unei ample analize a Centrului Național Anticorupție, s-a depistat anumite aspecte. Am obținut cu greu acel document din mai multe încercări, de la CNA cu paraful secretă și iată exact prin aceeași istorie trecem și cu Procuratura Anticorupție, care de fapt la ora actuală opune rezistență în a ne oferi răspunsuri în vederea lucidării circumstanțelor care va tangență cu dosare pornite pe marginea spălărilor de bani în proporții destul deosebit de mari. De ce vreau acum să invoc această instituție? Pentru că am făcut un șir de demersuri, la care primim răspuns uneori, n-aș vrea să spun că este nostim, dar vreau să atenționez această instituție că este vorba totuși despre acte interdepartamentale în care noi vrem să aflăm cine a fost grupul de lucru din partea Procuraturii Anticorupție, cine au fost acei procurori care au primit, care au fost delegați de această instituție să recepționeze actele de la Serviciul Prevenire Combatere Spălării Banilor, pentru că noi am aflat în cadrul
activității comisiei, că a fost constituit un grup de lucru și din partea Serviciului Prevenire Combaterei Spălării Banilor și din partea Procuratoria Anticorupție. Iată, am fi dorit să aflăm cine este, cine, de ce se ascund numele acelor procurori care fac parte, care au făcut parte din grupul de lucru. De exemplu, Benemie ne-a remis mai multe rapoarte cu parafă secretă în care s-a văzut cine au făcut parte din grupul de lucru care urma să verifice acțiunile care s-au petrecut la o bancă vizată în Republica Moldova. În cazul acesta, Procuratura Anticorupție deja de 3 ori trimite răspunsuri ciudate, nostime, la care noi nu putem să înțelegem de ce este această atitudine. Ce noi putem să subiectiv la acest moment concluzionez faptul că Procuratura Anticorupție demonstrează lipsă de respect față de instituțiile statului și n-am să obosesc să repet perpetuarea stării de impunitate. Adică pe ei nimeni nu are cine să-i pedepsească pentru acest fapt. De aceea, repetat, am să le trimit un demers și în același timp am să mă adresez către organele abilitate. Eu nu știu, s-a mai solicitat așa ceva până acum, dar ne vom adresa organelor competente în vederea sancționării funcționarilor potrivit prevederilor articolului 316 din Codul Contravențional, deoarece prin răspunsul Procuraturii Anticorupție se denotă clar intenția persoanei de a nu îndeplini cerința legală a deputaților și intenția de a împiedica desfășurarea activității comisiei per ansamblu. Iată, acest demers îl remitem astăzi. Poate persoana care a executat demersul comisiei de anchetă și urma să ne remită răspunsul cu privire la solicitarea noastră, cine sunt procurorii care au făcut parte din grupul delegat de Procuratura Anticorupție, care urma să recepționeze materiale de la Serviciul Prevenirii Combaterii Spălării Banilor. În cazul când privesc această conferință de presă, poate ei totuși ne oferă un răspuns. Altfel, înțelegem că pe cineva este intenția de a proteja pe cineva, de a acoperi pe cineva din procurori. Noi totuși credem că instituțiile statului au interes în continuare de a da curs solicitărilor societății care sunt destul de mari în vederea înfăptuirii unei justiții corecte. Alt aspect la care voiam să mă refer în cadrul acestei conferințe de presă este cu privire la banii eliberați în numerar în proporții deosebit de mari. Vreau să remarc aici că în data de 12 ianuarie anul acesta, anul curent, 2021, BNM a prezentat un comunicat de presă. Nu știu pe cât de vizibil a fost el pentru reprezentanții mass media, dar sper prin această conferință de presă să acord un accent mai deosebit asupra acestui comunicat de presă emis de către o instituție națională. Prin acest comunicat se îndeamnă băncile la vigilență în prevenirea și combaterea spălării banilor în cazurile de utilizare a numerarului. Astfel, Banca Națională informează instituțiile financiare bancare că activitățile în care clienții acestora folosesc sume mari de numerar pe teritoriul Republicii Moldova duc la un risc sporit și băncile trebuie să întreprindă măsuri de precauție pentru a preveni tranzacțiile ilegale. Atenție, noi suntem în anul 2021, noi investigăm evenimente care s-au petrecut în anul 2010-2014 și astăzi noi avem, în acest an avem un comunicat al Băncii Naționale care pe mine personal m-a îngrijorat enorm, fapt pentru care au urmat acțiunile mele ghidat de acest comunicat, dar și de unele informații obținute în cadrul activității comisiei, am înaintat un demers către Serviciul Prevenire Combatere Spălării Banilor și Banca Națională cu privire la banii eliberați în numerar în proporții deosebit de mari
în anul 2019 din contul unor persoane expuse politic, cum ar fi Vladimir Plahotniuc, Ilanșor și apropiații lor. Care a fost scopul final al retragerii în numerar, în proporții deosebit de mari? Unde au fost utilizați? Care a fost scopul final acestor bani extrași în numerar? Vă reamintesc de asemenea că din această tipologie denumită generic laundromat au fost extrași în numerar prin intermediul instituțiilor financiare bancare al Republicii Moldova sume de peste 50 de milioane de dolari din acești bani cu proveniență dubioasă. Au fost extrași cash în anii 2011-2014 circa 50 milioane de dolari, iar o parte din acești bani au mers cu scopul de a corupe deputați. Și aici, dacă vă reamintesc dosarul deputaților deschis în anul 2014, unde s-a demonstrat că circa 750 milioane 750.000 euro au fost găsiți în anumite bănci cu scopul de a le transmite ulterior anumitor deputați care urma la nivel politic să întreprindă anumite acțiuni. Din păcate, am aflat că acest dosar este aproape de finalitate, se clasează de fapt. Nu știm exact, au fost returnați acești bani celor care inițial au figurat în anchetă. Oricum, lăsăm instituțiile statului, instituțiile care au scopul de a investiga, de a lucida și organele de drept să se expună cu referire la acest caz. Din păcate, nici el nu a fost dat pe larg în presă, în resursele mass media. Am găsit o investigație doar într-un singur portal de știri și este trist acest fapt că tot ce ține de securitatea economică, securitatea financiară a Republicii Moldova este trecut sub tăcere. Și ultimul aspect la care voiam să mă refer este evident răspunsul care l-am primit în această săptămână de la un invitat în cadrul audierilor publice, care de fapt nu s-a reprezentat, domnul ex-deputat, ex-președinte de comisie, ex-membru al CSS și actual membru al CSS, domnul Stoianoglu. Răspunsul dumnealui, noi l-am făcut public ca cetățenii să-și facă o concluzie, să înțeleagă anumite lucruri, de ce instituțiile statului trebuie să fie mai responsabile, de ce persoanele care ajung în funcții înalte, funcții de o responsabilitate deosebită, totuși este necesar să manifeste cel puțin respect față de cetățeni, dacă nu față de alți reprezentanți ai instituțiilor statului. Noi acel răspuns îl vom include în raportul final al comisiei și el va fi o dovadă în plus al faptului că în Republica Moldova, în toți acești ani de zile, anumiți actori politici, anumite grupuri politice, anumiți funcționari din cadrul instituțiilor ar fi trebuit să dea mai mult dovadă de mai multă responsabilitate, mai mult curaj, mai mult dragoste față de oamenii acestui stat. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Când vom avea și cu cine vom avea următoarele audieri publice, vă vom anunța pe parcurs. O zi bună să aveți! Vă mulțumesc!